Ceva determinat să acceptați această propunere de interimar la CFR? Clipele frumoase care le-am trăit în trecut la CFR Cluj. Când a venit această propunere? Pentru că, din ce știm, dumneavoastră erați sub contract cu Sănătatea. Cum s-au întâmplat lucrurile, dacă ne puteți spune? Destul de rapid. Marți seara sau miercuri dimineața, nu știu, m-a sunat Ovidiu, mi-a spus despre ce este vorba și a zis ok, vin să te ajut. Deci până la urmă cine va fi antrenor principal, dumneavoastră sau Ovidiu Hoban? Împreună să luăm toate deciziile la echipă plus ceilalți din staff. Cum au decurs antrenamentele de când ați preluat CFR-ul? Ok, echipa după cutremurul de marți era normal să aibă un șoc și va trebui să reclădim ceea ce s-a întâmplat marți seara la Hunedoara. N-a fost ușor, echipa a acuzat șocul rezultatului de la Hunedoara, dar ușor, i-am spus că ce a fost, a fost, important e ceea ce urmează, sunt 8 finale pe care trebuie să le câștigăm și cea mai importantă este cea de mâine și este vorba la fotbal, finalele se câștigă, nu se joacă. Domnule Dican, dacă bine îmi amintesc, dumneavoastră ați mai fost interimar la CFR Cluj și chiar ați avut rezultate bune. Așa este. Se întâmpla asta în anul 2013. Cam ceva de genul ăsta. Așa este. Mircea Retnic, nu? Cu Trică a plecat. Eugentrică. Așa, Eugentrică, da. Așa este. Și situația era cam de aceeași natură, poate un pic mai gravă, din punct de vedere al rezultatelor. Păi și de ce se apelează atunci la antrenorii care au rezultate ca interimar doar în momentele grele? De ce credeți că nu au șansă acești antrenori care fac bine clubului și în momentele bune la CFR? Asta e o întrebare care trebuie să adresați conducerii sau conducerilor cluburilor. Mi-e greu să vă răspund. Pe cât se întinde acest contract de interimat al dumneavoastră? Până la sfârșitul campionatului. S-a discutat totuși și pentru altceva, nu știu, să rămâneți în cadrul clubului, s-a discutat ceva despre acest aspect? La fotbal este greu să povestești ce va fi peste, eu știu, 3-4 luni de zile. La fotbal e important astăzi și mâine. Pe urmă, vedem ce se va întâmpla. Cu patronul Neluțu Varga ați avut vreo discuție? Doar miercuri la antrenament. Echipe și atunci ne-am dat mâna și am povestit. Da, despre echipă, despre antrenament, despre ce urmează să faceți, nu știu, ați avut vreo conversație? Nu. Veți umbla la sistemul de joc? Asta rămâne de văzut, că mai analizăm. Vă întreb pentru că echipa a fost construită de fostul antrenor înaintea lui Mutu, Andrei Mandorlini, pentru un sistem cu 3 fundași centrali, apoi s-au vândut jucători de bandă, cum e Petrilă, cum e Krasniqi, apoi Adrian a jucat într-un 4-3-3 și nu mai avea jucători de bandă. De asta vă întreb dacă vă gândiți să schimbați și sistemul de joc. La fotbal sistemul e prea puțin important. La fotbal e importantă dinamica jucătorilor și cum sunt așezați în teren. Prea puțin e sistemul de contează. Poți să joci 4-4-2, 4-3-3, dar principiile sunt aceleași. Când ai mingea, să ai personalitate, să nu pierzi. Când ai pierdut mingea, să fii agresiv, să o recuperezi. A spus vreo condiție în momentul în care a spus că v-a sunat Ovidiu Hoban? Ați discutat cu el concret? Măi, eu vin pentru licență sau vin să ajut echipa? Concret, care va fi rolul dumneavoastră la CFR Cluj? Ce v-am spus și la început, deciziile le luăm împreună cu plus ceilalți membri ai staffului. CFR Cluj avea probleme serioase în compartimentul defensiv. Sunt jucători care s-au refăcut și aici mă refer la Cresic, Aieti, Mogoș s-a accidentat iarăși la Hunedoara. Mogoș, Aieti au făcut asta separat, o să știm mâine care va fi starea lor, dacă vor putea sau nu să joace. În rest, cam toți sunt refăcuți. El Caduri, pentru că și el avea probleme. E refăcut. Vi s-a impus un obiectiv? Până la finalul campionatului vi s-a impus vreun obiectiv? Știu că am ajuns la un club
care în ultimii 10, 14 ani, 15 ani câștigă cele mai multe trofee în România. Cred că e de la sine înțeles că trebuie să câștigi la CFR. Când ajungi aici la CFR, trebuie să câștigi. Și cum aș fi spus, mai sunt 8 finale, încă nu e nimic a pierdut. Trebuie să luăm fiecare joc în parte. Cel mai important e jocul de mâine. Deci, practic, nu ați renunțat nici măcar la ideea de a lua campionatul. Nu se pune problema. Matematic, când nu există șanse, ne luptăm pentru fiecare șansă. Am eu o întrebare. Cu cine discutați în calitate de președinte al clubului? Dumneavoastră știți cine e președintele clubului, că noi nu mai știm. Astea sunt problemele conducerii, nu sunt problemele mele, ca să zic cine e președinte. Domnul Balaj, l-ați mai văzut pe la birouri sau nu? Nu m-am văzut. Dânsul se pare că și-a anunțat demisia, nu știu dacă a fost acceptată. Asta nu e problema mea. Problema mea e să pregătesc echipa, să fie aptă pentru jocul de mâine și următoarele. Credeți într-un rezultat pozitiv la în Giulești? Aș crede, n-aș fi aici. Încă o întrebare, ok? A spus că domnul Varga a vorbit în fața echipei când ați fost și dumneavoastră. Ce le-a spus jucătorilor? Ce a scris și în ziare. Ce am citit și eu din ziare și a citit și dumneavoastră. Să trecem peste șocul. Într-adevăr a fost o umilință, fiindcă se acceptă să pierzi, dar important e și modalitatea în care pierzi. Totul rămâne în urmă și încercăm să luăm de la început. Thank you.